În plină invazie rusă a Ucrainei, centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din țară, dar și din Europa, a fost bombardată intens azi noapte. Un obuz a lovit o clădire administrativă și a declanșat un incendiu în incinta centralei. Nivelul de radiații este în prezent normal, însă Kievul acuză Moscova că recurge la teroare nucleară. Trupele ruse au ajuns ieri în centrul portului ucrainean Herson, prima realizare majoră a invaziei declanșate joia trecută, iar în capitala Kiev și în alte orașe mari, forțele de ocupație au continuat bombardamentele nimicitoare, fără mișcări semnificative de trupe, probabil din cauza problemelor logistice. O delegație ucraineană a plecat pentru o a doua rundă de discuții cu oficialii ruși privind încetarea focului. În această dimineață, un incendiu a izbucnit la centrala nucleară Zaporijia, cea mai mare de acest fel din Europa, după un bombardament al trupelor ruse, stârnind îngrijorare în întreaga lume. E un dezastru pentru toată omenirea. Este foarte grav pentru omenire. Știm că atunci când încep cu de-astea, sfârșitul e aproape. Foarte periculos pentru o zonă foarte mare. Depinde de curenții de aer în ce direcție se duc și afectează populație nevinovată. Toată noaptea, pompierii și militarii s-au luptat cu flăcările pentru a evita o adevărată catastrofă, iar de dimineață incendiul a fost lichidat. Specialiștii au început imediat verificările la fața locului. Aceștia nu sunt îngrijorați și spun că deocamdată nivelul de radiații în zonă este în limite normale, cel puțin până în acest moment. E de temut așa ceva. După un incident așa de mare, să ne ferească cel de sus pe toți, mai ales pe dumneavoastră că sunteți și mai tineri. E un război nedrept, îmi pare rău de refugiați, dar părerea mea e că Putin are dreptate. Americanii ăștia s-au întins peste tot în lume. Au bombardat Serbia, Iranul, Irakul, peste tot în lume. Numai pentru petrol și pentru bogății. Iar la noi în țară stau numai pentru bogății. Ține-i pe motorină, ține-i pe mâncare, ne ia zăcămintele, ne ia tot. Rusul are dreptate, Putin. Mie îmi pare rău de copiii aia de Ucraina. Dar rusul are dreptate, să știți. Păi l-a strâns de gât de tot. Păi Putin unde e țara lui? Unde e? Americanii nu-s de acord cu ei, fiindcă peste tot în lume au făcut așa pentru bogății. Asalturile repetate au declanșat un incendiu major la unul din cele 6 reactoare nucleare. Pompierii au fost nevoiți să stingă incendiile în timp ce rușii atacau. A fost o misiune care a durat ore întregi și a pus în pericol viețile a zeci de oameni. Amintim că și la centrala Cernobâl au fost atacuri, iar acolo nivelul de radiații a crescut în ultimele zile.